principal aici intră două categorii mari de deșeuri. Deșeurile colectate selectiv, care sunt destinate sortării în vederea reciclării fracției reutilizabile, și deșeurile care sunt considerate rezidual, care merg direct la stația de transfer, clădirile astea verzi din spatele nostru, destinate compactărilor și transferului la depozitul ecologic de la Girov. Acum putem să mergem să vedem în spate o mașină care descarcă deșeuri reziduale. Aceste construcții, de care ne putem și apropia, conțin o zonă de preluare a deșeurilor și de presare a lor în interiorul containerilor cu capacitatea de 30 de metri cubi, care sunt apoi încărcate pe utilajele speciale de transport și expediate la depozitul Girov, după cum vă spuneam. Haideți să mergem să vedem și numele și funcția, să ne spuneți și nouă. Am ca fânt de administrator societății. Eu propun să mergem un pic să vedem și ce tipuri de deșeuri. În ce constă partea de transfer a deșeurilor. Deci, după cum vedeți, deșeurile, așa cum sunt încărcate în mașină de la punctele de colectare, nu mai pot fi, nu au fost prevăzute, să fie supuse unui proces de selecție aici. Din acest motiv este foarte important ce se întâmplă la nivelul colectării, la punctele de colectare, pentru că afectarea calității deșeurilor dintr-o mașină, cum zicem noi, contaminarea deșeurilor cu altceva decât ar trebui să fie, afectează calitatea întregii activități. O să vă mai explicăm, o să vedem probabil mai în detaliu acest lucru în ceea ce privește calitatea deșeurilor reciclabile colectate. O să mergem când descarcă mașina, tocmai sosită. La umedă, am constatat foarte multe deșeuri și la ei din asta, din material plastic, care puteau fi reciclate. De aceea vreau să văd și aici, cel puțin ochiometric, cam cum... Mașini, de exemplu, să o descarce pe platformă. Aici nu o să puteți. E o pâlnie care preia deșeurile. De unde provine deșeul ăsta? Deci aceste deșeuri provin de la casele din municipiul Roman. Deci mașina aceasta a colectat astăzi deșeuri reziduale de la sector de case, locuințe individuale din Roman. Nu comentăm faptul că în interiorul acestor deșeuri se găsesc foarte multe deșeuri vegetale, foarte multă fracție umedă, multe materiale reciclabile. Deci tot ce aici nu se mai poate refolosi. Nu. Nu. La ora asta suntem obligați ca toate aceste deșeuri să le încărcăm pur și simplu și să le ducem și să plătim și transportul lor, și depozitarea la Girov, și taxă pentru economie circulară. Da, și vorbim aici de deșeuri de la case care ar putea fi foarte ușor sortate, da? Da, e vorba de locuințe individuale,
în care ar putea foarte ușor și la casă, explicați-ne un pic care e programul de ridicare, da, sau de câte ori ridicați pe săptămână, deci, sau cum le ridicați. Deșeurile reziduale de la case se ridică săptămânal într-o zi anume stabilită prin contractul individual, cunoscută și oarecum nemodificată de ani de zile pentru a nu perturba acest lucru. În ziua următoare este zi de colectare a deșeurilor preponderent vegetale de la aceleași locuințe, deci de pe aceleași trasee, tocmai pentru a separa puțin fluxurile, iar de două ori pe lună, sâmbăta, se ridică deșeurile reciclabile de la casă, de pe aceleași trasee. Câte tone de astea de deșeuri care mai poate fi reciclat? 95%. Da. Da. Păi nu avem cum. Deci noi nu putem, prin natura activității noastre, acum, asupra acestor deșeuri să intervenim cu un flux de sortare a lor. Vă dați seama că nu așa este gândit nici sistemul și nici... Practic nu se poate proceda acum la o sortare a lor. De repede vedem aici un sac în care sunt aduse deșeuri selectate, dar ele au fost aduse într-un loc toate celelalte. Pentru că cetățeanul a pus la ușă, în cubela lui, care o are neagră pentru deșeuri reziduale, probabil a pus acest sac închis la gură. Mecanismul de preluare a cubelei de către mașină prevede, cubela este luată de operator, nu este descărcată în fața porții omului pentru că nu se poate acest lucru și este transferat ca atare conținutul cubelei în mașina de deșeuri. Deci el a fost scos, a fost bună, dar a fost scos în ziua nepotrivită, în condițiile în care deșeurile reciclabile la case se ridică de două ori pe lună, da? Prima și a treia sâmbătă din lună, ele atunci trebuiau scoase. În condițiile, și dacă vă uitați, acest sac este și închis. Fiind un sac închis, evident, operatorul de salubritate când ridică... Noi nu avem niciun interes ca aceste deșeuri să le amestecăm și să plătim pentru ele, începând cu transportul pe durata a 80 de kilometri dus întors, mașină care consumă, vă dați seama, aproape 60-70 de litri. Cam ce sumă se pierde din cauza necesarii? Nu pot să vă spun acum o cifră exactă, dacă vreți să vă pot face, putem face un calcul, e mai complexă treaba, pentru că aceste deșeuri, unele au potențial reciclabil, cum este aluminiu, de exemplu, pentru aluminiu, în cazul în care noi l-am valorificat, am putea obține o sumă de bani echivalentă a 1 leu și 20 de bani pe kilogram. Deci în loc să plătim, avem niște costuri și pentru sortare, și pentru balotarea lui, și pentru comercializare, fără discuții. Dar este mult, este categoric descurajant să le duci la depozitul de deșeuri. Acum suntem într-o situație oarecum fericită în care descărcarea s-a făcut aici demonstrativ și le putem extrage acest sac, îl putem extrage și direcționa pe fluxul lui corect. Dar marea majoritate a lor sunt descărcate direct și transferate în containerul care pleacă la depozitul de la Giro. Pierderea, în primul rând, din punctul meu de vedere, este al cetățenilor, pentru că odată ce nu se sortează și nu se reciclează, generăm o cantitate foarte mare de deșeuri care ajunge la depozitul ecologic de la Girov, care presupune la rândul său o serie întreagă de cheltuieli. Pe lângă cheltuielile de operare pe depozitul de la Girov, avem și acea taxă pentru economia circulară, care începând de anul viitor va fi mult mai mare. Asta voiam să mă întreb. Și atunci, obiectivul... e vorba de bugetul fiecărui cetățean. Pentru că atâta timp ce nu colectează selectiv, e clar că generează costuri mai mari. În momentul în care ar colecta selectiv și ar recicla toate aceste materiale, evident, costul de depozitare pe depozitul ecologic de la Girov este mai mic, implicit prețul la cetățean este mai mic. Obiectivul nostru al tuturor, autoritate publică locală, operatori de salubritate și nu în ultimul rând proprietarii de locuințe și cei care, cetățenii în ansamblul lor, trebuie să înțeleagă necesitatea colectării selective, care pe termen mediu și lung duce la reducerea costurilor cu deșeurile. Nostru consemnează datele de intrare ale mașinii. De,
proveniența deșeurilor, tipul de deșeuri, zona de colectare? Asta voiam să vă întreb. Deci ce vine de pe zona de locuințe individuale? Da, cum am avut această mașină, este evidențiată? Sigur că deci da. Mașinile practic au un traseu pe care ele îl raportează și... Ele au un program regulat de colectare, cel puțin traseile de la case, traseile de la punctele de colectare amenajate pe domeniul public, acele puncte de colectare, au trasee, mașini prestabilite pentru ele. Într-adevăr, aceste mașini, de la o săptămână la alta sau de la o lună la alta, mai suferă modificări între ele. E posibil de multe ori să vedeți o mașină care astăzi merge și colectează deșeuri reziduale și sâmbătă, aceeași mașină o să o vedeți pe traseul de deșeuri reciclabile. Nu important, vreau să repet, este numărul mașinii sau tipul de mașină pe care o vedeți pe traseu, ci rezultatul activității ei. O să vedeți aici că deșeurile reziduale sunt colectate de pe un flux, deșeurile reciclabile sunt colectate la momente diferite cu alte mașini. Putem să vă prezentăm în detaliu datele astea. Da. Scuzați-mă, vă rog. Vreau să vă întreb acest program de care spuneți că mașinile vin într-o zi și colectează anumit tip de deșeu. Este cunoscut de oameni? Ar trebui să fie cunoscut pentru că, odată, la locuințele individuale, pe acel formular de contract standard, pe care dacă locuiți la casă îl știți, există un articol care prevede graficul de colectare a deșeurilor și acolo este completat pentru fiecare stradă, în funcție de locuința, locul de unde se face colectarea, deci strada Vasile Alexandrie numărul 2, strada Vasile Alexandrie este arondată unui sector care e făcut cât de cât eficient pentru traseul mașinii, care are ca zi de colectare, de exemplu, joi. Toată lumea, dacă o să treceți pe la casele dintr-o anumită, dintr-o anumită stradă, o să recunoaște ziua de colectare, pentru că, de regulă, o să vedeți în fața lor acele recipiente scoase pentru colectare. Dacă care au fost primite de la operatori de salubritate. Da, prin acest contract de delegare, care a intrat în vigoare la 1 iulie anul trecut, s-au asigurat pubele pentru locuințele individuale de două tipuri, pubele negre, pubele maro, în ideea a se face colectarea deșeurilor reziduale distinct de cele biodegradabile. Deci fiecare casă are aceste fiecare două pubele. Fiecare casă are. Toată lumea care a avut contract încheiat sau actualizat după acea dată a fost anunțată. Mai mult decât atât, mașinile noastre, la începutul campaniei, au mers pe străzi încărcate cu aceste cubele și le-au dus, le-au pus la dispoziție direct la domiciliu, ca să evităm efortul oamenilor de a veni la sediul nostru pentru a-și prelua cubelele. Mai sunt situații în care cei domiciliați acolo și-au manifestat mai târziu intenția de a-și prelua cubelele în custodie, au venit, sunt și acum la dispoziția dumnealor, condiția este să aibă normal un contract de salubritate, cu ocazia asta încheiat valid la data respectivă. Disponibilitatea există, după cum vedeți, containere, cubele încă mai avem, pentru că numărul de locuințe estimat prin proiect a fost puțin supradimensionat, dar nu este nicio problemă. Mai mult decât atât, noi pentru colectarea selectivă a deșeurilor am reușit într-o oarecare măsură să invităm cetățenii să le punem tot la dispoziție niște pubele, pentru că aveam inspecționate corespunzător, ca să îi încurajăm să le colecteze distinct la nivelul gospodăriei lor, la nivelul platformelor de colectare municipale. Prin proiect au fost asigurate 70 de seturi de câte 3 euro containere de 1100 de litri, deci de 1,1 metri cub. Din material colorate. Plastic, acelea colorate, conform standardului inscripționate. Amplasamentele lor sunt stabilite tot prin proiect pe un număr de 70 de platforme construite, sau mă rog, amenajate prin grija acestui sistem a gestionării sistemului de management integrant a deșeurilor. Containerele pentru deșeuri reziduale de la punctele de pe parte le-am mai achiziționat noi ulterior. Pentru că așa au fost, s-a preconizat de la momentul începerii, demarării proiectului și până la momentul ăsta, că vor exista acele platforme, acele containere pentru reziduale.
propunerea de spionajism. Ideea este că în timpul nopții, colegii care au colectat deșeurile reziduale au venit, au adus deșeurile în zona de descărcare la transfer și totodată au făcut și o minimă inspecție asupra conținutului containerelor de deșeuri reciclabile care sunt tot acolo amplasate. Colegii care s-au dus pentru deșeurile reciclabile au colectat deșeurile doar din acele containere care la prima vedere conțineau preponderent deșeuri reciclabile. Repet, fără să scormone, fără să le răstoarne, fără să le denatureze cantitatea. Aici vedeți rezultatul a ceea ce au colectat dumnealor din containerele respective. Mai încolo, aceste deșeuri sunt intrate ca atare pe benzile transportoare și o să mergem în direcția stației de sortare. Deșeurile intră și prin intermediul operatorilor noștri sunt selectate în măsura în care fracțiile, anumite fracții sunt cu potențial de comercializare și prezintă interes. O să vedeți ce selectează dumnealor, ce putem noi valorifica din ele și ce rămâne la capătul celălalt al benzii. Este axat, o să vedeți că prin orificiile acelea, materialele cad în aceste boxe. Dincolo în boxe nu mai poate fi... Acolo rezultatul de pe bandă, care este o fracție relativ uscată, pentru că poate fi identificată ca atare și are o anumită putere calorică, noi încercăm să îl trimitem spre valorificare energetică. Acesta este unul din scopurile noastre, ca în loc de depozitare să plătim ceva mai puțin, dar el să reintre într-un circuit cât de cât util. Pe scara indicațiilor de eficiența valorificării deșeurilor, valorificarea energetică este sub cea de reciclare, dar sunt anumite componente care e preferabil să ajungă acolo, pentru că nu-și găsesc nicio utilitate, nu pot fi valorificate, nu există comercializare și sunt eliminate din fluxul celor care merg la depozitare. Asta este ideea. Materialele pe care noi le putem valorifica sunt din categoria PET-urilor, plastic, hârtie, carton, metal, boze de aluminiu, da? Sticlă. Au și alte materiale plastice potențial de valorificare, dar mult mai redus, pentru că nu pot fi folia, de exemplu, niciodată nu o găsești curată, s-o poți balota și s-o poți vinde și așa mai departe. Ca să le putem valorifica, marea majoritatea lor trebuie presate. Avem din dotare multe prese hidraulice, obținem niște baloți pe care i-ați văzut și în exterior, care pot fi vânduți. Sticlele astea, pentru astea, da. Ele mai trebuie prenumerate cumva înainte? Presate. Doar presate. Noi, nu. Deci, nu, etichetele nu. Dar noi nu putem să punem aici, după cum vedeți, niște peturi murdare, pline cu lichid, așa cum le reluăm de pe linie, pentru că nu sunt acceptate. Deci există, în funcție de calitatea lor, cel care le achiziționează și care ulterior le reciclează, când face recepția dincolo de cantitativ, o face și calitativ și prețul diferă foarte mult. Deci important din ce înțeleg eu este ca cetățenii să înțeleagă faptul că aceste deșeuri din peturi, să spunem, da, când sunt aruncate la deșeuri, să fie aruncate goale. Goale în primul rând, în primul preferabil rând. Ar fi civilizat, ar fi să le și clătim înainte, dar probabil că... Bun, e important ce ne dorim, da? Încetul cu încetul trebuie să fie în pas. E vorba și de cantitate și de calitate, după cum bine ați remarcat. Din
din alte categorii de mase plastice care există din gospodărie, procentul de valorificare este mai puțin semnificativ, ceea ce e mult mai greu de găsit și de atins. Din acest motiv, o bună parte care o să vi se pară că merg acolo pe bandă și că nu și-ar fi făcut oamenii noștri treaba o bucată de folie murdară de la un ambalaj, de la o carne pe care ați cumpărat-o sau tot, aceea nu are potențial de recalare. Aveți contracte cu niște firme pentru valorificare? Sigur că da, nu e circuitul acestor deșeuri pentru a fi recunoscute ca și deșeuri reciclate. Trebuie să se închidă la nivelul unei societăți care este ori la rândul ei cea care le reintroduce în un proces de producție, ori la rândul ei îți furnizează documente până la capătul șirului. Se numește trasabilitatea deșeurilor. Noi când facem raportările către Agenția de Protecție a Mediului și tot, la fiecare noi identificăm și precizăm fiecare cumpărător a acestor deșeuri, deci destinația tuturor deșeurilor noastre este cunoscută și făcută pentru deșeurile reziduale, pentru valorificare energetică, pentru cele care sunt destinate reciclării. E o condiție esențială pentru noi ca să ne menținem autorizările și licențele. Noi suntem supuși unui proces de verificare foarte strict și pe partea de legislație de mediu și pe de altă parte și de către Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Comunitare, ANRSC-ul, care probabil că e mai puțin cunoscută activitatea dumnealor, da? Dar pe noi ne vizează foarte mult pentru că noi nu putem face acest serviciu fără a deține o licență ANRSC valabilă. Asta ne deosebește de cei care practică comerț pur și simplu cu deșeuri, care aparent este aducător de venituri pentru cei care le vând, pe când pentru noi rigorile sunt de obligativitate de prestarea lui și cu niște costuri. Există un procent pe care trebuie să-l îndepliniți în ceea ce privește reciclarea deșeurilor? Există niște ținte stabilite nu numai pentru noi ca operator, ci în primul rând pentru municipalitate și noi care prestăm efectiv serviciul. Mă refer la faptul că prin tratatele la care am aderat, europene, sunt stabilite niște ținte foarte îndrăznețe care la nivel de anul 2020 presupun ca 50% din cantitatea de deșeuri generată să poată fi pregătită pentru valorificare. Și până acum doar 5% se poate. Nu, e mai mare procentul, da. ce ați văzut sau sunt acele rapoarte care se referă strict la ceea ce provine de pe asociații de proprietari, dar per total, per municipiu, raportat cu tot ceea ce se colectează, inclusiv prin agenții economici, ne apropiem de indicii pe care îi avem ca și obligativitate pentru acest an. Ceea ce vreau eu să spun însă, alte țări din Europa și pe unde am fost, deși pentru România s-au impus aceste obiective foarte îndrăznețe, cum a spus doamna Pântea, nici în celelalte țări nu cred că vor reuși să ajungă la aceste obiective. Vă spuneam, în Franța era undeva în jur de 30% la Monson. Noi, la nivel de roman, cred că ne apropiem undeva spre 16-17%, sperăm la sfârșitul acestui an. Cred că vor fi revizite aceste ținte, pentru că în caz contrar, pe de o parte, vor fi costuri foarte mari, atât pentru primării, dar implicit și pentru cetățeni, pentru că pe cale de consecință, orice nerespectare a indicatorilor de colectare selectivă se va răsfrânge în preț. Și atunci este evident că obiectivul nostru comun este acela de a menține un preț cât mai scăzut prin o rată a colectării selective cât mai ridicată. Deci reciclarea selectivă, ca să înțeleg, în zona Roman este făcută mai bine de către operatorii economici decât de cei de la administrație și gospodării. Nu, cred că n-ați înțeles exact ideea. Împreună cu ceea ce colectează acești agenții economici de la persoanele juridice sau, eu știu, eventual
Eu întotdeauna am spus, ceea ce se întâmplă la platformele de gunoi cu acele persoane care golesc containerele, reprezintă furt. Pentru că e vorba de bunuri publice, deșeurile până la urmă sunt bunuri publice și această lipsă a valorificării lor de către agentul economic care este delegat să preseze activitatea reprezintă practic un furt. Dar per total când se fac raportările, se fac la nivel de municipiu. Doamna Puntea, de colaborare aveți cu unitățile școlare, unde trebuie să fie locul de bază în care începe educația populației? Toate unitățile școlare au contract de prestare a serviciului cu operatorul ROSSAL. Adică educaționale. Când vorbeam mai devreme de ziua porților deschise, săptămâna altfel, să vină copiii la ROSSAL. Cred că în anul 2018 au fost 6-7 colaborări pe care le știu eu pe proiecte punctuale care au interesat și acele școli. Campanii de educație în școli vom face mai dese, pentru că într-adevăr și noi constatăm că la nivel primar se poate pune o temelie corectitudinii actului de colectare. Știu că există și niște proiecte europene dedicate unităților școlare, adică și viața neamță, niște grădinițe accesate, astea ar fi foarte interesant. Da, noi am răspuns de câte ori unități școlare sau autorități locale din zonă au avut orice inițiativă, fie că era finanțată de un proiect sau erau inițiative mici. Tot noi am răspuns favorabil și ne-am implicat cu titlul gratuit, categoric sau chiar încercând să stimulăm acest lucru. De curând am avut o acțiune de genul ăsta undeva în zona 3, mă rog, mai nu e apropiată Roma, nu e undeva în apropiere de Târgu Neamț. Am organizat împreună cu cei de acolo o acțiune, a fost inițiativa într-adevăr a dumnealor. Noi am organizat și campanii de popularizare a activității noastre și de inițiere. Din păcate, de foarte multe ori nu este foarte bine înțeles faptul că această colectare selectivă ar trebui să fie o datorie a fiecăruia dintre noi la nivel individual și de acolo încep lucrurile. Din acest motiv, noi vă invităm, dacă după momentul acesta veți avea disponibilitatea, să însoțiți colegii noștri la nivelul câtorva puncte de colectare din oraș, da, ca să vedeți, ca să vedeți concret. Am luat în ordinea inversă, dar ca să vedeți și cum se înțelege fenomenul. Apropo de exemple pozitive și negative, ca să fie mai multe exemple pozitive, v-ați gândit cumva la o variantă să încurajați această... Adică, sigur, la modul, ați spus că e de societate comercială, ne-ați spus mai devreme. ROSSAL este societate comercială, care comercializează aceste deșeuri. Atenție, interesul este al cetățenilor pentru a colecta selectiv dacă se dorește un preț cât mai mic la deșeuri. Deci interesul cetățenilor este să aibă un preț cât mai redus la deșeuri. Pentru acest lucru trebuie să colecteze selectiv. Deci nu putem să-i încurajăm oferind un premiu, o scădere a prețului la asociația care a colectat selectiv 100%. Ce se întâmplă? Explicați un pic cu economia circulară. Regulamentul serviciului de salubritate, așa cum este acum adoptat la nivelul municipiului, corespunzător ultimelor cerințe legislative, deci transpunerea ordonanței 74, prevede explicit ca să existe nu neapărat bonificații pentru cei care fac corect. A face corect lucru este regula. Pentru cine nu face corect, există penalizare. Deci trebuie să privim puțin problema invers. Știu că nu este comod și plăcut. Noi am fost și suntem obligați ca tariful pe care îl propunem pentru prestarea serviciului să aibă o fundamentare conform unor prevederi legale, cu costuri reale, efective și tot. Eventualele suplimente, bonificații care
sunt permise de noua legislație, dar care nu pot fi, din păcate, la momentul ăsta, transpuse în practică, pentru că nu există acele protocoale încheiate pentru economia circulară la nivelul județului cu organizații de preluare a responsabilităților, filiera de încheierea lor este puțin mai greoaie și încă nu s-au perfectat, nu ne permit ca să întoarcem niște bani înapoi. Noi vrem să-i întoarcem și în momentul în care îi avem întorși, să-i dăm celor care îi merită. Într-adevăr, ăsta este mecanismul. Deocamdată nu am prevăzut în tariful de bază marja ca eu să-l scad ca să acord niște bonificații din el. Dacă putere, exemplu. Deci în momentul în care va deveni operațional tot acest circuit și economia circulară se va încheie prin acest oterist, așa cum vă spuneam și mai de mult, practic vom avea posibilitatea fie să premiem acele asociații sau acele persoane fizice care colectează selectiv, sau de ce nu putem folosi aceste sume de bani pentru investiții tot în domeniul salubrității și în domeniul platformelor gospodărești. E o decizie pe care o vom lua la momentul oportun. Până atunci este important ca guvernul să închidă tot acest circuit și să pună la punct ultimele mecanisme pentru realizarea acestui lucru și, bineînțeles, în momentul în care se vor semna și aceste contracte la nivel de ADE Coneamț, ulterior putem vorbi și despre aceste bonificații de care se numește. Celălalt pentru menajer unde este? La platforma de jos. Bun, da. Bun, băi, ați văzut ceva? Eu ce mai văd aici? Da. Las că dăm un pic jos, dacă vreau să fie mai. Nu, las că eu am văzut să am după camera. Uitați aici pe scară. Auzi, da? Da. Da, poți să-mi iați aici. Ia dă-l-i urc așa și dă-l aici că îl vedem aici. Trage copacul, nu vă chinuiți. Trage-l jos și dă-i copacul pe containerul pentru stică. Degeaba vorbim de platforme subterane, vorbim de platforme supraterane, să le închidem în condițiile în care aceleași deșeuri ajung. Practic e investiție inutilă. Prima dată trebuie să învățăm să colectăm selectiv. După aia, pentru a proteja ceea ce se colectează selectiv, găsim alte mijloace de protecție, da? Din punctul meu de vedere, păi de asta tot ce fost, aici... De asta mașina care a fost pentru deșeuri reciclabile nu a ridicat deloc aceste containere, tocmai ca să nu contamineze în plus ceea ce cât de cât ați văzut că a venit curat. În timpul mașina a venit, a trecut, a lăsat aceste containere, vine din nou o mașină pentru rezidual care face un drum suplimentar, cu o treabă suplimentară ca să încarce toate refuzurile astea. Pentru că dacă le punem pe bandă, stricăm... Dați-l un pic pe ăla de... aici... Nu, tot. Cartofii, varza, violețile... Niște oase... Dar chiar dacă ar fi zi de deșeuri vegetale, n-au ce să caute gălețile, cârpele, miterile alea acolo. Există, vedeți, fructe, deșeuri din activitatea asta agricolă, cum îi zicem noi și tot. Toate deșeurile astea ar trebui colectate la cerere, prin campanii separate, contra cost. Astea nu fac parte... Ar putea să existe. Sunt prevăzute sancțiuni, dar noi nu putem aplica noi. Și dacă spune că nu a avut tomberon, să văd în fața curții nu e niciun tomberon. Dumnealui, după câte văd eu, pe lângă deșeurile vegetale, nu pot să vă spun, dar dacă în alte părți nu văd deșeuri vegetale, astăzi înseamnă că nu este ziua în care de pe acest sector ar trebui colectate deșeurile vegetale, presupun. Pe lângă deșeurile vegetale, repet, care nu ar deranja, să spunem, dacă pentru câteva ore ar fi puse pe marginea drumului și ar fi după aceea ridicate la timpul lor.
pe lângă acele deșeuri vegetale, vedeți o mulțime de boască, de elemente care nu sunt de tipul deșeurilor menajere. Corect ar fi, pentru că ele sunt într-o cantitate exagerat de mare față de ceea ce e prevăzut a fi preluate, să fim anunțați, să trimitem o mașină de comun acord când să le preia. Facem lucrul ăsta. Teoretic l-ar costa, practic nu o să vedeți nicio factură emisă pentru asemenea tipuri de deșeuri, pentru că n-am avut niciun fel de solicitări. Domnul primar, dați-mi să mă întreb dumneavoastră. Dacă aceste deșeuri sunt în fața curții cuiva, putem presupune că știm... Păi deja am contactat poliția locală și va veni pentru identificarea proprietarului acestor deșeuri și sancționarea lui. Sunt odată amestecate în cele de sticlă, găsim și plastic și hârtie. Plastic în special. Metan, da. Bun. Ele, chiar dacă sunt colectate în aceeași mașină, toate din cele reciclabile, ajung pe aceeași bandă pe care am văzut-o noi. Pe aceeași bandă. Unde vine selectarea? Pentru noi nu este o problemă dacă deșeurile reciclabile sunt amestecate. Din acest motiv, când am inițiat noi proiectul și la gospodăriile individuale, la case, i-am încurajat să ni le dea pe toate în aceeași zi, de același tip, pentru că este puțin cam analitică treaba pe 3 fracții de deșeuri reciclabile. Problema este să nu fie contaminate cu alte categorii de deșeuri, biodegradabile, cele cu mult lichid, cu multe deșeuri în ele, pentru că ați văzut unde ajung pe bandă. Acei oameni nu-și mai justifică activitatea dacă găsesc 2-3 deșeuri și banda funcționează, sunt consumuri, sunt cele. Deci noi pentru acest motiv trimitem mașina să preia deșeurile din containerele de reciclabile în aceeași zi și în același moment, pentru că de cele mai multe ori ele sunt oarecum amestecate, nu acesta este aspectul care ne-ar deranja și nici din punct de vedere al destinației lor nu se întâmplă nimic special cu cele de plastic față de cele de hârtie, de exemplu. Eu altceva vreau să spun. Acum când am fost în vizită aceasta din Franța, am observat că ei colectau doar în două fracții și au avut o tentativă în mai multe fracții, partea uscată mă refer, au revenit la colectarea două fracții, umedă și uscată. În ce măsură putem noi solicita, pe de o parte, celui care va delega serviciul, Adie Coneam și ulterior autorității de management, renunțarea la această împărțire a fracției uscate în mai multe categorii și să rămânem și noi doar pe două fracții, umedă și uscată. Este categoric o idee care poate fi luată în calcul, în discuție. Eficiența ei va fi previzibilă pentru anumite categorii de deșeuri. Eu optez pentru o simplificare a sistemului de colectare, ce spuneți și dumneavoastră, pentru a încuraja ca măcar distinția între deșeurile reciclabile și celelalte categorii să se facă corect sau cât se poate de corect. Ar fi un prim pas foarte binevenit. Bun, care sunt pașii concreți de făcut ca să ajungem la acest obiectiv? Din punctul meu de vedere, dumneavoastră ca municipalitate, care aveți un anume regulament aprobat și care e transpus în acel contract de delegare, pur și simplu trebuie să vă adresați asociației ADIE Coneamț și nouă, dar categoric prin dumnealor, că dumnealor sunt titularul de contract, cu o solicitare în sensul ăsta, în vederea îmbunătățirii, simplificarea sistemului și tot. Pe colega mea se burcează deja la... Ca o completare a ceea ce ați spus dumneavoastră, acum este în lucru planul județean de gestiune a deșeurilor. Noi am fost contactați de firmele care asigură consultanță și dumnealor au ajuns la niște concluzii analizând costurile, distanțele de deplasare a deșeurilor și tot. Și din câte ni s-a prezentat nouă într-o primă variantă, va exista o propunere de o investiție într-o stație de tratare
mecanobiologică a deșeurilor, care ar fi foarte utilă pentru că din deșeurile nereciclabile, să spunem, s-ar putea face o separare a celor biodegradabile și s-ar putea reduce mult ulterior masa acestora care ajung la eliminare. Deci pentru noi e foarte important și pasul următor, tratarea deșeurilor, chiar și a celor considerate nereciclabile în prima instanță, pentru a le devia spre alte utilizări decât cele. Deci, practic, vă gândiți la două containere astea, cum ar veni, da? Unul da, care da, se intre... Va fi cel pentru deșeu menajer, fracția umedă, așa. Și acestelalte din plastic, în care să se colecteze doar fracția uscată. Fără a mai diferenția sticlă, metal, aluminiu și așa mai departe. Și doar două fracții. Și cred eu, reprezintă o simplificare și pentru oameni, mai ușor se face colectarea selectivă. Sigur, implică un efort din partea operatorului, dar în momentul de față, operatorul oricum face acel efort. Și atunci, obiectivul nostru este să ne atingem acei indicatori de colectare selectivă. Propunerea dumneavoastră nu face decât să ajute la o poate mai corectă înțelegere și un prim pas într-o separare la sursă, cât mai corectă, cheia... O să gândiți campanie de promovare agresivă? Categoric o să ne... consultăm cu propunerea care vine din partea municipalității ca să inițiem paralel. În momentul în care primim acceptul autorității de management, ulterior putem să-l punem în practică și atunci venim cu această mediatizare.